El e locul unde odinioară un biet fugar cu Domnul s-a întâlnit. Acolo în pustie, printr-o scară, pământul și cu cerul s-au unit. Pământul și cu cerul s-au unit. La poarta cerului găsești odihnă, aici e locul binecuvântat. Și orice păcătos poate să vină, căci ușa harului nu s-a încuiat. La poarta cerului găsești odihnă, aici e locul binecuvântat. Și orice păcătos poate să vină, căci ușa harului nu s-a încuiat. Tu, tânăr, ce mai pribegești pe cale, ai fost adus în casa Domnului. Te așteaptă iar în pragul casei sale o piatră căpătâi și tu să-ți pui. O piatră căpătâi și tu să-ți pui. La poarta cerului găsești odihnă, aici e locul binecuvântat. Și orice păcătos poate să vină, căci ușa harului nu s-a încuiat. La poarta cerului găsești odihnă, aici e locul binecuvântat. Și orice păcătos poate să vină, căci ușa harului nu s-a încuiat. Treci, o Doamne, azi prin adunare și fă din casa ta un sfânt Betel. Să simtă toți bolnavii vindecare, căci tu lucrezi și azi în Israel. Căci tu lucrezi și azi în Israel. La poarta cerului găsești odihnă, aici e locul binecuvântat. Și orice păcătos poate să vină, căci ușa harului nu s-a încuiat. La poarta cerului găsești odihnă, aici e locul binecuvântat. Și orice păcătos poate să vină, căci ușa harului nu s-a încuiat.